Când lucrați cu o firmă de consultanță, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le aveți în vedere. Cum spuneam mai devreme, veți câștiga mai multă siguranță, dar, evident, acest lucru implică o cheltuială a, suplimentară. A, bun, verificați, în primul rând, care este istoricul acelei firme o firmă de consultanță cu vechime vor avea proiecte scrise, depuse și implementate. verificați care este vechimea firmei, care este componența echipei Verificați care sunt competențele firmei respective de consultanță și, foarte important, vedeți care este gradul de transparență. O firmă de consultanță care nu are nimic de ascuns va fi transparentă și vă va spune care sunt toate condițiile pe care trebuie să le îndepliniți, vă va da uh, sfaturi pentru creșterea punctajului și nu va ascunde alte proiecte pe care le-au implementat cu succes în trecut. Țineți cont de faptul că suntem în a treia ediție de Startup Nation. Prin urmare, au fost alte două ediții care deja sunt uh, parcurse, inclusiv proiecte implementate deja. Așa că cereți eventual. Uh recomandări, vedeți ce alte proiecte au implementat în perioada respectivă. Firmele care au proiecte câștigate nu ar avea motive să le țină ascunse. Așa că verificați și acest lucru. Nu, Startup Nation nu este o linie de finanțare complexă, dar, în continuare, o firmă care are istoric și vechime și succes pe acest program de finanțare ar trebui să fie transparentă și să vă ofere informațiile pe care le cereți. De asemenea, o firmă de consultanță trebuie să ofere o parte din servicii în mod gratuit. Și este evident vorba de acele servicii uh, inițiale uh, de dinaintea semnării contractului uh, de finanțare. Uh, în principiu, o firmă de consultanță are tot același interes pe care îl are și clientul să stabilească eligibilitatea uh, afacerii și șansele de finanțare. O firmă uh, serioasă de consultanță uh, va verifica aceste lucruri pentru a stabili punctajul, șansele la finanțare, astfel încât să nu se implice în proiecte care, din start, nu au șanse. Uh, își va doza efortul și va lucra pe proiecte care au șanse de finanțare, pentru că, chiar dacă uh, întocmirea proiectului va fi plătită, totuși, cea mai mare parte a banilor de consultanță vor veni după ce se semnează contractul de finanțare. O firmă care uh, câștigă doar din scrierea de proiecte, Va fi ușor de descoperit pentru că nu va fi transparentă, nu va avea recomandări, nu vă va putea prezenta foarte multe detalii despre ceea ce a făcut în trecut. Dar lucrurile acestea sunt eliminate atunci când veți vorbi cu un consultant cu experiență. Evident că serviciile gratuite sunt limitate. Atât ca număr, cât și ca întindere în timp. Nu vă așteptați ca aceste servicii gratuite să fie de lungă durată. De regulă, ele se discută într-una sau în două, două întâlniri, după care veți ști care este punctajul. Care sunt șansele și ce, ce ar trebui să faceți ca să vă creșteți șansele? Ca, de exemplu, să participați la un curs de antreprenoriat sau să creșteți ponderea echipamentelor tehnologice. Din acel moment, în schimb, va trebui să un contract de consultanță și va începe pregătirea proiectului. Și din acest moment, o să apară și costurile pentru pregătirea documentației. Contractul de consultanță ar trebui discutat și ar trebui să ducă la împărțirea rezonabilă a, a sarcinilor. La ce mă refer? Pentru pregătirea proiectului, fiecare parte va avea de pregătit anumite aspecte. Nu tot proiectul poate fi pregătit de consultant, așa cum proiectul nu poate fi întocmit de solicitant din momentul în care el a apelat la serviciile unei firme specializate. Sunt lucruri care vor fi împărțite. Ca de exemplu, ceea ce va face consultantul este să întocmească documentația și să o depună. Dar sunt cazuri în care firma de consultanță îi cere clientului să se ducă la contabil și contabilul să-i facă prognozele. Ori asta nu este normal. Firma de consultanță este cea care face prognozele economice, chiar dacă din păcate sunt firme care uh, spun că fac servicii de consultanță, dar nu vor face prognozele. Ori prognozele Reprezintă o parte importantă a proiectului. Nu se poate să facă cineva prognozele și altcineva planul de afaceri, pentru că acele două elemente nu vor fi corelate. Deci, consultantul va trebui să facă prognoze, plan de afaceri, buget și depunere. Și, de asemenea, să ofere asistență pe etapa de verificare a documentației. Este un alt lucru care scapă din vedere multor persoane. Până la semnarea contractului, Uh, mai avem uh, etapa de evaluare în care putem primi solicitări de clarificări, în care putem uh, fi nevoiți să facem răspunsuri, să respectăm termene limită pentru furnizarea răspunsurilor respective. Din moment ce consultantul a pregătit și a depus proiectul, tot el este cel care trebuie să facă răspunsurile pentru că proiectul este întocmit de el. El este cel care știe ce uh, a uh, pregătit. Dar, pe de altă parte, și solicitantul de fonduri trebuie să-și asume unele părți ale pregătirii proiectului. Ca de exemplu, solicitantul de fonduri, clientul, este cel care trebuie să obțină oferte. El este cel care trebuie să discute cu ofertanții și să obțină oferte din mai multe motive. Primul dintre ele este că consultantul nu este specialist în toate domeniile de activitate. Nu poate să fie specialist în fier forjat, specialist în cofetărie, specialist în textile și așa mai departe. Deci un consultant nu poate să discute utilaje și linii tehnologice dacă nu are cunoștințele tehnice. Dar se presupune că beneficiarul își dorește acel proiect tocmai pentru că are experiență sau studii în domeniu. Așa că solicitantul este cel care știe să discute aspectele tehnice. Mai mult decât atât, ofertanții vor dori să vorbească cu viitorii beneficiari și a stabili o legătură de încredere. Vor discuta. Aspecte financiare. Consultantul nu poate discuta uh, prețuri, reduceri, valori și termene de plată din moment ce nu este el cel uh, care uh, răspunde de uh, plăți. Așa că uh, și, pe de-o parte, solicitantul va avea cunoștințele tehnice necesare să, dis să poartă discuția, ofertantul își dorește discuția cu uh, reprezentantul legal, iar consultantul uh, va fi cel care preia investiția și o încadrează pe buget, așa cum procedura impune. Nu putem, sau consultantul nu poate să discute oferte financiare pentru că nu are cunoștințele tehnice neapărat și apoi el trebuie să-și păstreze timpul pentru întocmirea documentației, nu pentru negocieri cu uh, ofertanții, negocieri pe care nu le poate finaliza, pentru că nu uh, are uh, autoritate în, în firma respectivă.